Și acum să în Scriptura împreună, Efeseni capitolul 4 și recităm două versete împreună, două versete simple pe care vă chem să le uh, memorați, Efeseni 4, 26 și 27, da? Trebuie să facă parte din vocabularul nostru și din memoria noastră uh, biblică, da? Trebuie să le punem în memorie, să le avem tot timpul cu noi. Vă aduc aminte, Domnul Iisus a, a răspuns cel puțin de 250 de ori, avem consemnate pe paginea Sfinților Fiturii, Noul Testament, din memorie. Este scris. Ne-l place să fim și noi așa, gata să zicem, este scris și să recităm împreună. Și zicem din toată inima, mâniați-vă și nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Mai zicem o dată. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Să ne apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Amin. Vă chem să ocupați locurile. Dragii mei, suntem împreună în această, în această incursiune de a uh, lămuri din Scriptură cele șapte păcate cardinale. De ce șapte păcate cardinale? Pentru că acestea șapte uh, sunt și-au rămas în istoria bisericii, vreau să spun că multe lucruri noi le avem moștenite de la înaintașii noștri. Biserica nu s-a născut ieri, biserica se, se, se clădește pe o istorie de 2000 de ani, da? de la momentul în care Hristos uh, s-a înălțat la cer, apoi a coborât sfânt peste ucenici, ei au fost pe uh, pecetluiți de Dumnezeu, însărcinați de Dumnezeu, să se multiplice prin Evanghelie și să clădească în orice loc oaze ale împărăției lui Dumnezeu, care este care sunt bisericile? Și biserica a adunat înțelepciunea și experiența ei, bineînțeles, trecută prin filtrul scripturii și a învățat de-a lungul timpului și biserica s-a șlefuit și s-a șlefuit uh, înțelegerea cu privire la lume și viață și au găsit că sunt șapte păcate, izvoare, pentru celelalte păcate pe care le are omul în viața lui. Și dacă reușești să te împotrivești acestor șapte, să le izgonești din viața ta, ai șanse mult mai mari să rămâi înaintea lui Dumnezeu în picioare, ferm. Da? El place să știu despre noi că suntem oameni care ne temem de păcat, care urâm păcatul, care ne vrem să ținem departe de orice păcat. Și dacă avem mentalitatea asta, vreau să spun că asta e mentalitatea unui învingător spiritual, un om care nu acceptă să trăiască în păcat. De deci, aceea vreau să continuăm asta și să vorbim despre următorul păcat, un păcat capital unul dintre cele mai comune, da? care se întâmplă cel mai adesea și pentru care ne scuzăm cel mai mult. Adică găsim scuze, scuzabil. Bă, dar ce toată lumea se mâine, ce, am, de mine, că m-am pierdut cum un pătu, da? Și în același timp, deși comun, deși noi îl scuzăm, îi și așezat Scriptura în, în Scriptură într-o într poziție interesantă. Adică, ascultă ce zice Biblia, mâniați-vă și nu păcătuiți. Adică ori e păcat, ori nu e păcat să te Nu? Cum? Adică, se mâni și să nu păcătuiești. Ce este mânia? Și înainte ca să o definesc, aș vrea să o caracterizez ca să ne fie mai ușor mai apoi să oferim o definiție. Nu mergem invers, dar oferim caracteristicile și apoi vom oferi o definiție puțin mai încolo. Vedeți, dacă veți fi curioși să căutați, să dați o căutare pe pe internet. Spre exemplu, sunt motoare interesante. Unul dintre ele este eBible.ro, un da? motor de, de, căutare foarte fain pe Biblie. Și dacă sunteți curios să căutați, să puneți mânie, cu toate derivatele, mânie, mânios și așa mai departe, veți vedea un lucru interesant. Că cel mai adesea cuvântul mânie este legat sau este atribuit lui Dumnezeu. Dumnezeu se mânie, Hristos se mânie. E interesant, dacă vă uitați în Biblie, veți vedea că cel mai adesea veți găsi cuvântul mânie în contextul în care Dumnezeu se mânie. Păcătuiește Dumnezeu mâniindu-se? Nu. Da? Dumnezeu nu păcătuiește mâniindu-se. Dumnezeu este atât de curat, lui nu pot să vadă rău, Dumnezeu nu are cum să păcătuiască. Bun. Dacă Dumnezeu se mânie, înseamnă că există o formă de mânie nepăcătoasă. Și, în primul rând, vreau să vă spun că există două feluri de mânie. Este o mânie dreaptă, justă, da? O mânie care este îndreptățită. Și această mânie îndreptățită este atunci când este o reacție naturală, când este un sentiment de revoltă față de nedreptate, păcat și blasfemie. Da? Un om are dreptul să se mânie, la fel cum se mânie Dumnezeu, atunci când mânia este o reacție naturală, o reacție de revoltă, un sentiment de revoltă față de de nedreptate, de păcat și de blasfemie. Deci dacă tu asiști la un moment de nedreptate și dor pe tine, nu e ok. Da? Dacă asiști la un moment de nedreptate, dacă vezi că unul dintre uh, uh, colegii tăi de muncă este nedreptățit sau este, aș, se așează asupra lui o vină pe care nu o poartă, da? e normal să, 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 să te revolți, să, 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 să nu fii de acord, să iei cuvântul și să spui. Biblia spune și unul dintre versetele care m-au urmărit și mă urmăresc mereu, tăcând faceți voi dreptate, lăsând lucrurile să treacă. Nu! Sunt momente în care trebuie să iei atitudine, să vorbești. Despre această mânie dreaptă, justă, vorbește și Salmul 4 cu 4, când zice salmistul, cu tremurați-vă și nu păcătuiți, de fapt acolo este mâniați-vă și nu păcătuiți. Da? Spuneți lucrul acesta când stați în pat și apoi tăceți, da? când te când, când gândești, de exemplu, la lumea în care trăim, la decăderea acestei lumi. Ai dreptul să fii revoltat. Ai dreptul să simți acest sentiment de revoltă. Dar această mânie justă trebuie să fie controlată. Ea întotdeauna se manifestă sub un control. Vreau să spun, când citiți în Biblie că Dumnezeu s-a mâniat, să nu vă imaginați că Dumnezeu și-a pierdut cumpătul cum ne pierdem noi. Nu aveți numai negru și nu mai și nici ce zici, nici ce faci. Nu, nu Dumnezeu nu, nu, nu face asta. Dumnezeu nu-și pierde controlul când se mânie. Ci mânia lui Dumnezeu este o reacție naturală față de păcat. Și de obicei mânia lui Dumnezeu restabilește dreptatea. Dumnezeu oferă ce este drept omului care păcătuiește, care îl necinstește. Da? Dumnezeu nu, este, nu are o manifestare necontrolată a furiei, ci mânia lui Dumnezeu este o revoltă și de obicei aduce cu ea pedeapsa pentru un păcat sau pentru o neascultare. Vreau să vă arăt câteva momente pe care le avem în Scriptură în care oamenii lui Dumnezeu s-au mâniat și n-au păcătuit. Și primul context despre care vreau să vă vorbesc este contextul din Exod, capitolul 32, de la versetul 14 la 19. Nu mai citesc, că nu vreau să l citesc, că după aia vă plictisesc și așa, știți că am adormit în seara asta. Sper să mă duceți cu mine așa, v-am văzut de când vă rugați, așa greu. Uh, dar e bine, sper să reușiți să rămâneți cu mine până la final. Deja sunteți mai obosiți, să făcut ziua așa mai întuneric, dar Domnul să ne ajute, să ne concentrăm. Amin. Moise se duce pe munte 40 de zile ca Dumnezeu să-i vorbească, să-i dea tablele legii scrise cu degetul lui Dumnezeu. Tot m-am gândit, oare cum scrie Dumnezeu? Crezi că le-o scris el cu degetul lui. Putea Dumnezeu să facă să apară scrisul acolo pe pietre, nu corect. Dar și-a făcut timp să-l scrie el, superb. Și Moise vine cu cele două table ale legii și când se întoarce, Iosua zice, ce-i cu sunetul ăsta de război? Și Moise zice, băi, eu să auzi bine, că nu ai experiență. Asta-i sună de oameni care cântă. Și când ajung mai aproape de tabără, ce văd? Un vițel daur, poporul jucând și strigând în cinstea lui, iată Dumnezeul care te-a scos din țara Egiptului. Și în clipa aia Moise ia tablele și le sfarmă. Pentru că există un moment în care ai voie să te revolți atunci când Voia lui Dumnezeu, când Cuvântul lui Dumnezeu sunt luate în derâdere și sunt călcate intenționat în picioare. Ai voie să te revolți, ai voie să-ți să, să, să manifeste uh, această revoltă deschis, liber, atunci când voia lui Dumnezeu, când Cuvântul lui Dumnezeu sunt călcate în picioare de oameni. Dacă tu poți să stai liniștit când colegii tăi sau, colegi, sau prietenii sau cei din jur vorbesc despre Dumnezeu urât, când calcă în picioare numele lui Dumnezeu și tu poți să-ți bei cafea liniștit, ai o problemă. Dacă în cine, nu se revoltă inima și nu, te, nu, poți să stai acolo, da? Un om al lui Dumnezeu trebuie să se revolte, trebuie să aibă acest senzor sensibil la acest fel de, de călcări ale cuvântului Dumnezeu și ale voii lui Dumnezeu. Un alt moment în care îl găsim pe Dumnezeu mâniat, îl găsim în Împărați, capitolul 11, de la versetul 1, este, descrisă finalul vieții, este descris finalul vieții lui Solomon, un om care Dumnezeu l-a binecuvântat cu înțelepciune, i-a dat o înțelepciune unică în istoria omenirii. I-a dat bogății, l-a făcut celebru. Doar că Solomon la finalul vieții... Din cauza soțiilor pe care și le-a luat, spune cuvântul scripturii, că fiecare nevastă a lovit la pachet cu Dumnezeu din țara din care au venit. Și încet, încet spune scriptura că au târât inima lui Solomon către idolatrie. Și dacă mă ajuți, Adi, unul împărați capitolul 11, versetul 9, ascultați cum sumarizează Dumnezeu la acest scenar în care, în care Solomon este târât către idolatrie. Spune cuvântul, Domnul s-a mâniat pe Solomon pentru că a bătut-se inima de la Domnul Dumnezeu lui Israel ca să se care îi se artase de două ori. este la despații și tare mic. Deci, Dumnezeu la un moment dat s-a mâniat când a văzut viața trăită în păcat flagrant. Ai voie să te revolți și nu păcătuiești atunci când ești revoltat și îți manifesti revolta față de oamenii care trăiesc în păcat deliberat, liber, n-au nicio treabă. Care trăiesc în păcat ca și cum totul e normal și ar trebui să acceptăm asta. Iubiții mei, vreau să fie foarte clar. Doi oameni care trăiesc împreună, prezina mei și vin la mine acasă. La mine acasă nu dorm împreună. Punct. Nu-i primesc ca familie. El dorme în bucătărie, ea doarme în camera copilor, dacă nu vor la mine în casă, nu intră. Punct. Eu nu, eu nu coabitez, nu, 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 nu stau în același loc de bună cu oameni care încalcă fraglant legea lui Dumnezeu. Nu mă asociez. Punct. Și nu vă asociați nici voi. Ai voie să te revolți, ai voie să-ți exprimi public de dezaprobarea față de oameni care trăiesc în păcat și care nu vor să se schimbe, care cunosc adevărul, lui Solomon, Dumnezeu îi se arătase de două ori, avea experiențe cu Dumnezeu și de bună voie, la finalul vieții, buiac, o ia către idoli. Mânia de felul ăsta este permisă de Dumnezeu. Și ai dreptul să-ți manifeste revolta. Bineînțeles, controlează că îi dai cu parul în cap, da? Nu să, ai, vo ai, vo ai, voie să te exprimi. Ai voie să, să fii indignat. Ai voie să fii deranjat până în sufletul tău de o astfel de situație. Aș vrea acum să ne uităm la un alt moment în care ai voie să te mâni și să nu păcătuiești. Deschidem, împreună, Scriptura la Isaia, capitolul 50. Și vă rog să urmăriți împreună cu mie ce interesant este pasajul ăsta din Biblie. Rezați-mă, Isaia 5, nu Isaia 50, Isaia 5, versetul 20. Ascultă ce zice Scriptura. Vai de cei ce numesc răul bine și binele, rău. Care spun că întunericul este lumină și lumina întuneric care dau amărăciune în loc de dulceață și dulceață în loc de amărăciune. Vai de cei ce se socotesc înțelepți și se cred pricepuți. Trăim într-o vreme în care valorile este amestecate. Amestecate la maxim. Da? Nu știu dacă sunteți la curent, spre exemplu, în Statele Unite, astea nu se prea de la televizor și în media, Școlile au chemat de partea lor departamentul de stat FBI-ul să apere de părinți. Că ei au început să zică, bă, nu-i mai văzut pe copilul și la școală ideologie de gen, că nu vrem. Să vezi părinți arestați la școală pentru că măr și le zic la aia, bă, nu vrem, nu suntem de acord, nu ne dorim, nu asta e America, nu asta vrem. Și statul zice, nu mă, dacă ai voie să-ți permiți să zici chestia asta, de da, asta e la răcoare câteva ceasuri să-ți revii. Arestați ca și niște infractori, ca și cum au furat și jignitor, adică, mă, ia și du frumos, nu? E super, că, cătușe, le dă, îi bate. Pentru ce? Pentru că trăim într-o lume în care binele e rău, rău e bine, în care lumina e tunelii, când întuneric cu lumină, în care lucrurile sunt atât de amestecate și Dumnezeu zice că în fața unei astfel de situații ai voie să te revolți ai voie să nu fii de acord, ai voie să spui deschis că nu-i ceea ce trebuie. ascultă ce este Scriptura în continuare, versetul 24. Pentru că sunt oameni care fac în felul ăsta, pentru că trăiesc în felul ăsta, zice Dumnezeu, de aceea cum miste o limbă de foc miriștea și cum arde flacăra iarba uscată, tot așa capul le va fi rădăcina lor și floarea li se va risipi în vânt ca țărâna, căci au nesocotit legea Domnului Oștirilor și au disprețuit cuvântul Sfântului Israel. De aceea se și aprinde Domnul de mânie împotriva poporului său, își întinde mâna împotriva lui și îl lovește, se zguduie munții și trupurile moarte, stau ca noroiul în mijlocul ulițelor. Cu toate acestea, mânia lui nu se potolește și mâna lui este încă întinsă. În fața unei astfel de stări, a unor oameni care își pierd busola morală, Dumnezeu nu răspunde decât cu mânie. Și te cheamă să răspunzi la fel. Adică să fii revoltat. Să nu fii de acord. Să nu te, să asociezi. Să nu te duci în același trend cu toți. Nu mă. Nu înseamnă că trebuie să, să te bați cu oamenii de dar trebuie să spui vehement că nu ești de acord. Că nu, e, că nu tolerezi. Că nu e ceea ce crezi. Iubiți mei, este un proverb finlandez superb. Doar peștii morți înotă în împreună cu curentul. a în înotă invers. Contra. Dacă tu nu mai simți nicio revoltă față de societatea asta care amestecă valorile, dacă nu înveți să, să, spui, repet, cu instrumentele și în controlul pe care Dumnezeu ne, 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 ne așează, că vom vedea astăzi că există un control, există un filtru, există niște limite ale modului în care se poate manifesta revolta. Dar trebuie să o faci. Trebuie să o faci. Îmi place de multe ce zice Simpsons, un un teolog, ascultați, este un adevărat făcător de pace trebuie să-și asume rolul de distrugător de pace ca o obligație sacră. Adică nu dă dragul păcii orice. Bă, nu, ne place pacea. Dar nu vrem de dragul păcii să înghițim orice broască. Oricine dați, numai să fie pace, noi înghițim. dă nu, nu înghițim orice. Ne dorim pacea, suntem pentru pace socială, nu îndemnăm la revoltă, nu îndemnăm la a, ne, a face mai știu ce alte lucruri. iubiți mei, arma bisericii nu este sabia, ci iubirea. Noi ne revoltăm iubind. Noi, Revoluția Creștină, îi, 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 îi mergem cu curaj în față și îi lăsăm omorâți dacă trebuie. Noi nu ne batem cu ei. Noi nu luptăm cu carnea și sângele. Noi luptăm cu stăpânea demonică care mișcă această lume, cu Domnul. Puterii văzdului, cu satan, noi cu el ne batem. Dar trebuie să ne revoltăm în sensul în care, dacă trebuie, rupem pacea cu lumea. Care e problema? La un moment dat va trebui să alegem și eu sunt gata, că despre mine și casa mea, să rup pacea cu ei. Simplu, nu mă supun la orice poveste. Nu sunt de acord cu orice, da? Sunt de acord cu lucrurile care se rămân în, în limita lui Dumnezeu și a cuvântului său, da? Deci există o mânie justă, dreaptă. Și v-am arătat când. Când se calcă în picioare legea lui Dumnezeu, când este, când este călcat în picioare cuvântul lui Dumnezeu, când ai de-a face cu oameni care trăiesc în păcat flagrant da? și n-au treabă să lăfe și așteaptă de la mine să le zică bine. Zic că, bă, stai mă, în starea de păcat, nu te revolta, care e problema ta? Nu i se pare interesant, numai cu ăștia care se revoltă au problemă. Și trei, o mânie justă este atunci când ai de-a face cu blasfemia atunci când oamenii calcă în picioare numele Lui Dumnezeu. da, din păcate, cu asta nu prea avem treabă așa de des. Bine ar fi să fie senzorii ăștia, ai revoltei spirituale mai aprinși. Marea problemă noastră nu-i mânia asta, da? Că dacă ar fi asta și revolta, cum zice cuvântul Scripturii, că râvna ta, nu, râvna pentru numele tău mă mistuie, da? Atunci e ok. Dar, din păcate, nu prea avem problema asta în ghilimele. Vreau să vă vorbesc acum despre al doilea fel de mânie, și anume mânia păcătoasă, da? care până la urmă este subiectul discuției de astăzi. Mânia păcătoasă este orice manifestare necontrolată a furiei, a resentimentelor care pornesc și se manifestă prin firea pământească. Furia păcătoasă este o manifestare necontrolată a furiei, a resentimentelor, care pornesc și se manifestă prin firea pământească vă dau câteva exemple. Din nou, voi puteți studia pasajele acasă, că timpul nostru e limitat. 1 Samuel 18, de la 5 la 9, spune cuvântul Scripturii că David se întoarce alături de Saul dintr-o victorie militară, da? l-a omorât pe Goliat și în timp ce se întorc în cetate, femeile încep să cânte, corul acela de, de femei bucuroase că le vin soții acasă de la război întregi, că nu mai fă nevoie că David o rezolva problema și în felul ăsta Dumnezeu a dat o mare biruință și strigă. Saul a ucis miile lui, dar David a ucis zecile lui de mii. Și în momentul în care aude Saul lucrul ăsta, crapă inima. <fie> nu poate. Și din clipa aia, gelozia și invidia pornesc în inima lui o mânie. Că spune cuvântul Scripturii că la scurtă vreme David era în preajma lui și a vrut să-l ucidă cu sulița, fără niciun motiv. Pentru că inima lui Saul era cuprins de o mânie necontrolată, care avea ca sursă gelozia și invidia. Care sunt lucrurile pentru care te mâni? Apropo, știați că în America în fiecare an mor cel puțin 14 oameni ucis de, aparat, de automatele de, cum le zice de dozatoarele de suc. Știți că cam peste tot există dozatoare din alea de suc, știți? Pași un pound și îți dă un cola sau așa. Și 14 oameni pe an, în medie, mor în America uciși 5 de dozatoare. De ce? Bă, omul bagă un pound și ăla nu răspunde. Sau pică poundul pe traseu, ne... da, ce pierde un pound, da? Și omul de furie începe să bate cu ăla, îl trage, îl scutură și de obicei pică pe el și îl omoră. Deci 14 oameni mor în fiecare an în Statele Unite, uciși de propria lor furie împotriva unor dozatoare de suc. Pentru că în momentul în care el pierde o liră sau un dolar, crapă, nu mai poate. Simte că explodează. băș! Și... și... începe și se bate cu automatul până când cade pe el și omoră. Care sunt lucrurile care spornesc -ți ție furia? Care sunt lucrurile care îți alimentează furia? Da? Furia păcătoasă este o manifestare uri... Mânia păcătoasă este o manifestare necontrolată a furiei, a resentimentelor, care pornesc din fire și se manifestă prin firea pământească. Mai găsim un pasaj interesant în Scriptură în care Moise, omul lui Dumnezeu, număr 20 de la 1 la 12, poporul ăsta nu mai termina, strigau continuu, e vina ta, tu ne-ai scos din Egipt, ne-ai adus să murim pe aici, fă ceva cu noi, vreau să-l omoare cu pietre, după aia să răzgândeau. Și la un moment dat, Moise capitulează, nu mai rezistă. Se duce în fața lui Dumnezeu și Doamne, ce să mai fac cu ăștia? Dumnezeu zice, Moise, duce, vorbește acestei stânci. Prima dată Dumnezeu i-a spus, lovește stânca și stânca va da apă. Două doua Dumnezeu zice, vorbește stâncii și stânca să va da apă. Și știți cum începe? Începe Moise, se duce în fața lor și zice așa, ascultați răzvrătiților. Era clar, supărat. Și de dacă citești din Biblie, îți dai seama că nu era în apele lui. Era la limită. Ascultați răzvrătiților! Vom putea noi oare să vă dăm apă din stânca asta? Ia toiagul și dăuna și Dumnezeu îl onorează, că putea să zică Dumnezeu, nu n ai ascultat, curge apă. Imediat când se întoarce, zice Dumnezeu, ai ratat cananul. Pentru că pentru cuvintele pe care le-ai spus, sub impulsul mâniei, ai pierdut cananul. De câte ori ți-a scăpat mânia de sub control în familia ta? Câte vorbe nebune ai spus? Știați că 79% din copiii care au probleme cu furia și nu o pot controla vin din familii în care părinții lor au avut probleme cu furia și nu au putut să o controleze. Felul în care tu te porți ca tată îți condiționează fiii să se poarte la fel. Când copiii tăi se vor căsători, vor avea primul impuls să se poarte cu soțiile lor cum te porți tu cu nevastă ta. Soră dragă, cum te porți tu, când te înfuri, așa se vor purta fetele tale, așa vor reacționa. Asta e primul, prima lor moștenire pe care o vor avea. Ei învață să coabiteze, să trăiască în familie de la noi. Întreb. De câte ori ți-ai pierdut cumpătul? Sau de cât de des îl pierzi? Cât de des se întâmplă să spui lucruri sub impulsul mâniei, a furiei, care să scape de sub control, să zici? Vreau să vă întreb ceva când partenerul de viață sau ce apropiați ție, sau mă știu eu, în familie, spui cuvinte de astea, spuse la mânie, așa, dai drumul și zici. Te trezești după aia, uh, te răcorești un pic și dai seama că ce prostie ai zis în trei minute. După aia îți rău. Și mergi și zici, iartă-mă. Te iartă celălalt. Te iartă. Uită. Nu uită. Nu uită. Nu uită nimeni. Mintea noastră nu e un un flash din ăsta, flash drive, pe care tu îl bași și ștergi. Gata, am șters o de astăzi. Nu uite nimeni. Da, le pui într-o debară separată a sufletului, nu prea vrei să aduci aminte de ele, dar de obicei revin. Iubiții mei, nu avem nevoie de astfel de bagaj pe care să-l cărăm cu noi în relațiile noastre, în familiile noastre. De ce să cărăm bagajul ăsta? Vedeți, există o explicație pe care vreau să o clarificăm astăzi Maleahi, capitolul 2, versetul 16, zice așa. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul. Și cei mai mulți oameni rămân cu jumate de verset. Că asta e numai jumate de verset. Hai să citim tot versetul. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul lui Israel, și pe cel ce își acoperă haina cu silnicie. Și ce înseamnă silnicie? Înseamnă violență. Violență. De aceea luați seama în mintea voastră să nu fiți necredincioși. Da, Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie, 100%. Da, Dumnezeu urăște și violența în familie. Lucru pe care nu-l prea aducem aminte, ci vorbim numai cu jumătate de verset. Dumnezeu urăște violența în familie. Există violență fizică pe care o condamnăm, dar există violență verbală. Da? Agresez verbal. N-ai dat poate o palmă la nevastă ta, dar mai ai făcut-o praf. La fel ca soție. Hai să-l cu vorba, l-ai terminat. Există o violență verbală care e la fel de dureroasă, la fel de, de, de. cauzează la fel de multă durere, chiar dacă nu fizică, interioară. Violența în familie, de orice fel, fie verbală, fie fizică, este o violare a legământului marital. Dacă este cineva aici care practică violența, fie de un fel, fie de altul. Vreau să spun ceva, ori de câte ori practici violența în familie, de orice fel, fie verbală, fie fizică. Calci în picioare legământul pe care Dumnezeu l-a creat, legământul marital. De aceea, cei care sunteți violenți, fie verbal, fie fizic, vreau să zic că accesul vostru în prezența al Dumnezeu este restricționat. Ascultă ce este Scriptura, versetul 13, de totul în Maleahii 2. Iată acum ce mai faceți acoperiți cu lacrime altarul Domnului cu plânsete și gemete, așa încât El nu mai caută la darurile de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Și dacă întrebați, de ce? Pentru ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, care acum ești necred... nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat un în legământ. În momentul în care tu ca soț, nu divorțezi, dar practici violența, ești la fel de Ești în aceeași situație. Ești călcător al legământului. La fel ca soție. Nu l-ai înșelat, dar ori de câte ori ai ocazia, îl mitraliez cu cuvintele tale, îi sfârși inima. Ești în aceeași situație. În aceeași situație. De aceea, preubiți frașii și surori, fără farfurii zburătoare și fără lovituri de disciplinare în cuplu. Da? Nevastă ta n-ar nevoie să-i dai tu una ca să disciplineze. Frate, ca și pe copii, zice, mai trebuie să dau cu una, că... <laughs> Serios? Iubiții mei, vreau să afir foarte clar. Eu și Biserica Sfânta Treime din Londra suntem împotriva oricărei forme de violență domestică. Noi nu credem și nu promovăm niciun fel de violență în cuplu, de niciun fel. Și ascultați-mă bine, dacă la mine vine vestele voastre și îmi spun că le bateți, eu sunt la poliție cu mâna mea, eu, eu sunt, eu sunt. Pentru că nu sunt de acord să le călcați în picioare sau voi soților să, să vă loviți soții, să... Nu, ce asta? Ce suntem aici? Nu acceptăm nicio formă de violență, nimic! Suntem împotriva violenței. Și ce amin? Amin. Nu acceptăm niciun fel de violență. Violența nu este tolerată, este o călcare a legământului lui Dumnezeu. Și vă rog să nu tolerați nici voi. Dacă tu știi că cumnatul tău își bate soția, te duci peste el. Ascultă-mă bine. Dacă tu știi că unul din prietenii tăi își nevasta, te duci și îl confrunți. N-ai voie să închizi ochii! N-ai voie să taci! Și trebuie să vorbești. Corect. Sunt și eu nu vă gândiți că încerc să rezolv, dar nu tolerez. Nu știu dacă v-am zis, când plecam în România m-a sunat un, un frate. Îi dăduse o palmă la nevasta, cred că o rup nu știu ce-a făcut. Palmă mai serioasă. Era greu la mână omul. Și mă sunat pe mine să stau de vorbă cu ofițerul de poliție care l-a arestat să-i spun că el e un om bun. Frate, nu s-a mai întâmplat. Voi râdeți, dar nu-i de râs. E dureros. Cum să-i spun eu? Ce să zic? Nu i -ați nimic. Azi luați-l. Să-și înveți lecția. Da? Iubiții mei, nu tolerăm violența. Violența este o călcare a legământului lui Dumnezeu. Ascultă ce este Scriptura, Proverbe 25 cu 28. Omul care nu este stăpân pe sine, este ca o cetate surpată și fără ziduri. Dacă tu nu te poți controla, dacă în momentul care te încearcă furia, ți scapă de sub control, ești o cetate surpată și fără ziduri, adică ești un om pe care îl cucerește oricine. Ești un rob sigur. Deci, există două feluri de mândrie. O mândrie justă o, păcăto o, mânie păcăta, păcătoasă, iertați-mă. Și m-am arătat că mânia păcătoasă înseamnă momente în care sub impulsul izvorilor ca gelozie, invidie, îți pierzi cumpătul, da? nu mai vezi nimic în fața ochilor. Găsim și am văzut pe pagina Sfinților Scripturi oameni care sub imboldul furiei și a mâniei Moise au rostit cuvinte care le-au scăpat de sub control și care au costat enorm și v-am arătat oameni care, sub impulsul furiei, au acționat prin violență, pe care noi nu o tolerăm și pe care, pe care, cuvântul Dumnezeu o condamnă. Ascultă-mă bine, dacă tu îți bazi sau îți abuzezi verbal soțul prin violență verbală și vii la biserică să te rogi, degeaba te rogi. Degeaba te rogi, n-ascultă nimeni nimic. Acoperi altarul Domnului degeaba, nu primești nimic. Pocăiește-te astăzi, numele lui Iisus. Amin. Al doilea lucru care vreau să-l spun ca să înțelegem mai bine mânia înainte ca să o definesc, este că există două feluri de manifestare a mâniei. Unul, e fenomenul clasic, cel mai des, e răbufnirea. Omul care se manifestă exteriorizându-se, da? Cei mai mulți de noi ne manifestăm mânia răbuvnind. Și zicem lucruri, și facem, și amenințăm, și mai, mai, mai știu alte lucruri, da? Există o, o, un fel de a te manifesta prin răbufnire. Și e ușor de observat, ușor de condamnat, și mai departe. Doar că sunt oameni care nu-și manifestă mânia răbuvnind, ci interiorizând-o. Ei o reprimă. Nu spun nimic, dar te ignoră. Nu stau de vorbă cu cine, nu te bagă în seamă, te evită. E la fel de mânie. Că tu nu zici nimic, că tu nu manifesti nimic în exterior, nu înseamnă că n-ai treabă. Inima ta e la fel de plină de mânie. Lucrurile care se macină, ca o oală care clocotește acolo înăuntru. Tu fierbi, înăuntru. nu zici nimic, dar fierbi! Ești tămânios. Ești supărat. Nu te ascunde. Bă, eu nu zic, n-am zis nimic, eu tac din gură, mă duc și... Dar în inima ta ești vulcan. Ești la fel de... Ești sub aceeași o sândă. Ești la fel de păcătos și mânia ta nu este cu nimic diferită. Oameni care te ignoră, te evită, fac tot un ciudă, se încăpățânează uneori până la absurd, doar ca să-ți dovedească, da? Ești un fel, ești un om de felul ăsta, nu strigi, nu urli, dar celălalt, ce, toace, da? Lovești diferit. Indiferent de cum se manifestă mânia, nu este mai puțin vinovată, chiar dacă nu o exteriorizezi, este la fel de dăunătoare. Așadar, mânia este o manifestare necontrolată a furiei a sentimentelor, exteriorizată sau nu, da, indiferent, care pornește și se manifestă prin firea pământească. Asta e mânia. Și mânia este un păcat. Mânia de felul ăsta este un păcat și nu orice fel de păcat, este un păcat cardinal. De deci aș vrea să privim la ceea ce Apostolul Pavel a spus în astea două versete și să încercăm să Înțelegem, să, să, să privim dinainte cum putem evita să mai cădem în mânia aceasta păcătoasă. Și o ascultă ce este Scriptura Efeseni 4 cu 26. Mâniați-vă și nu păcătuiți. În primul rând, dacă vrei să câștigi biruința cu mânia, trebuie să te asiguri că mânia ta nu este infectată de mândrie, de răzbunare, de resentimente, indiferent ce a fi Încă un lucru vreau să spun ceva. Noi oameni avem o teribilă, uh, un teribil fel de a fi. Noi ne furăm pălăria singuri. Până nu e prea puternic să la oameni că îi simțim rapid. Dacă ne înșelăm noi, pe noi înșine, pf, ani de zile. Ani și ani. Ne furăm pălăria singuri. Noi ne hrănim cu minciuni și ajungem să le credem. Da? Ia, 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 ia ultimul moment în care mânia ta s-a manifestat. Într-un fel sau altul, răbuvnit sau interiorizat. Nu contează analizează mândria ta, a fost justă? A fost pentru o cauză dintre ale lui Dumnezeu care s-a permise? Sau mânia ta de fapt a fost infectată de mândrie, de răzbunare, de resentimente, de gelozie, de invidie, de alte lucruri care au infectat mânia ta și au făcut-o păcătoasă? Pentru că o astfel de mânie nu are nimic compatibil cu Dumnezeu. Chiar dacă noi credem uneori că mânia noastră e în slujba lui Dumnezeu o mândrie infectată, o mânie, mă infectată de gelozie, de invidie, de răzbunare, de resentimente, nu are nimic de a face cu Dumnezeu, chiar dacă uneori noi o punem în slujba lui Dumnezeu. Vă aduc aminte de Pavel, era torționar pentru Dumnezeu, el omora biserica. În slujba lui Dumnezeu! El credea că face o slujbă lui Dumnezeu. Era fost martor celor care l-au omorât pe Ștefan, primul martir. Era acolo, le păzea hainele și credea că ura lui, mânia lui revărsată, e voia lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are nimic de a face cu asta. Și ce scria pe cureaua soldaților SS, ale armatei naziste, al lui Hitler? Ce scria pe cureaua aici? Dumnezeu este cu noi. Aici. Și băgau oameni în cuptor. Și băgau oameni la camera de gazare și scria, Dumnezeu este cu noi. Nu, Dumnezeu nu e cu tine. Ura ta, mânia ta, N-are treabă cu Dumnezeu. Să păi știți bine lucrul acesta, preobiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie. De ce? Căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu e compatibil cu mânia ta. Chiar dacă tu uneori încerci să o pui slujba lui Dumnezeu, dar eu pentru Dumnezeu supărat. Serios? Când de fapt tu ai rațiunile tale, de aceea spune Pavel, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice bârfă, orice fel de răutate, să piară din mijlocul vostru. Eradicați aceste lucruri. Faceți tot ce ție de voi ca aceste flagele păcătoase să fie omorâte. Deci, primul lucru, ca să-ți dai seama dacă mânia e bună sau nu, caut-o să vezi ce ingrediente să așează lângă ea. E o mânie justă sau e o mânie infectată de resentimente, răzbunare, orgoliu, mândrie, invidie și așa mai departe. Doi. Mâniați-vă și nu păcătuiți să ne apună soarele peste mânia voastră. Cu siguranță acest verset nu poate fi interpretat doar literal. De ce? Pentru că ea de la Groenlanda ar avea o, 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 o fereastră de oportunitate de șase luni până să-și rezolve uh, mânia, da? Deci la, la Polul Nord și la polul sud, știți că în, perioada de vară, șase luni pe an, e zi, și în perioada de noapte, șase luni pe an, e noapte. Da? Deci nu e doar literal. Nu, Dumnezeu nu a zis că atunci ne ducem la Groenlanda și avem șase luni timp să ne răzbunăm, să măcinăm tot, că până apune soarele avem timp. Dar nu despre asta e vorba. Este atât de interesantă construcția lui Pavel. Știți de ce? Hai să ne uităm un pic la versetate, te rog, las afișat mâniați-vă și nu păcătuiți. Termenul ăsta primul, uitați-vă, mâniați-vă. Primul termen din limba greacă aici este orge, care înseamnă furie. Furia e un sentiment care e natural, vine la noi, da? Este acel, acea revoltă care umple și se ridică spre tine, da? Dar observați și ce, ce pavă să nu apună soarele peste mânia voastră. Al doilea cuvânt aici nu e similar, nu e identic cu primul. Al doilea cuvânt aici este cuvântul parorgismos, care înseamnă resentiment, ură. De la momentul în care te-ai mâniat și lași timpul să treacă, furia ta se transformă în ură, se transformă în resentiment. Cu când lași timpul să treacă de la momentul mâniei și nu o rezolvi, cu atâta se transformă dintr-o furie naturală, dintr-o revoltă, se transformă în ură, în resentiment, în răzbunare. Și ea clocotește, se dezvoltă ca un aluat care duspește. De aia provocarea lui Pavel și a Duhului Sfânt prin Pavel la a rezolva mânia cât de repede este o formă de a ne proteja. Hai să întreb și ce cu nevastă ta sau cu soțul? Sau cu prietenul? Sau cu colegul? Sau cu prețul cel mai bun? Sau cu frații? Și nu o rezolvi atunci. Mâine e mai ușor să rezolvi sau mai greu? pe voi. Mai greu, da, mai ușor, în viac. În viac mai ușor, mai greu. Păstă o săptămână, și mai greu. Păstă un an, și mai greu. Cu alte cuvinte, furia, indignarea, se transformă în resentiment, în ură. de a Pavel zice aici, nu lăsa mânia să se dezvolte. Cunosc un om nu o să vă spun de unde. Hai să spun povestea lui. Eu când am aflat, era să pic de pe scaun. Am aflat-o la ITP. Omul se pregătea să devină păstor. Străbunicii lui într-un sat de munge din Bistrița s-au certat în biserică. Unul vrea să fie, nu știu, diacon, vrea, nu vrea, A fost un conflict. În fine, străbunicii lor au dus conflictul până la moarte. Au murit dușmani în biserică. Erau frază, vineau la biserică, se rugau. Bunicilor, lor, pe care bărbatul următor al familiei au preluat conflictul și l-au dus până au murit. Tata lui, cu omul generației lui, era în conflict toată viața. Omul, când o vii la ITP, avea 20 de ani. Da, o avea undeva la vreo 50 de ani. S-a născut într-un conflict. De ce avea el cu nimic? Da. Ei erau într-o ură de moarte. El era acum în conflict cu cel din generația lui. Bineînțeles că omul ăsta, omul lui Dumnezeu, rupt flagelul. Trei generații de oameni. Trei generații de oameni. Atât o dura mânia. Știți de ce? Pentru că mânia se dezvoltă. Cu cuța mână. Eu, eu fac, tu ești supărat pe mine, te mâniat. Și eu fac o treabă. Știi ce zici? Bă, asta face mie în ciudă. Adică, bă, tu îți joc de mie să te duci în partea aia de scenă. Păi nu faci nimic, da? mai există. Dar mânia ta îți construiește realitatea diferit. de -aia sunt oameni care nu-și vorbesc pentru și, și prostii! Pentru că mânia lor s-a transformat în resentimente, s-a transformat în ură și ura aia a mocnit și s-a dâncit și le-a umplut inima de negură. Nu lăsa soarele să pună peste mânia ta, adică nu lăsa furia, revolta, indignarea să se transforme în resentimente. Dar e natural să te revolți, e natural să fii indignat, e natural să te înfurii câteodată, dar nu lăsa mai mult de atât, oprește acolo. Oprește-o, nu lăsa să se dezvolte. Oprește-o, pentru că ea se va dezvolta și îți va cuprinde inima. Mânia păcătoasă este mereu urmată de păcat. 2. Mânia păcătoasă este greu de oprit. De aia zice Pavel, oprește -o la timp, că după aceea scapă de sub control. Nu mai poți stăpâni. 3. Mânia păcătoasă oferă o oportunitate diavolului. Versetul 27. Ascultă. Să nu dați prilej diavolului. Câți dintre noi am făcut greșeli lamentabile pentru că ne-am lăsat cuprinși de mânie? De câte ori? Hai să povestesc ceva. 9 iulie 2006. Și ce s-a întâmplat în 9 iulie 2006? Știi care vă ați voi? Microbiștii, nu cred. 9 iulie 2006. Finala campionatului mondial. Franța-Italia. Băieți, nu se poate. Deci, <laughs> sunt ăștia care se ocupă cu sportul ăștia, le, le tocă, da? Deci finala campionatului mondial din 2006, Franța-Italia. În 9 iulie 2006 era o zi glorioasă pentru noi cei mai mari fotbaliști care au existat vreodată, zine din Zidan. Era ultimul meci din cariera lui. Era momentul în care se retrăgea în glorie. Un, 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 sportiv total. Genial a fost. Tot a fost extraordinar, driblinguri. Un meci de excepție a făcut Zidane. Se terminase deja cele 90 de minute cu prelungiri și a fost nevoie să se joace mai apoi 20 de minute, două partide de câte 10 minute fiecare. Și a venit momentul minutului 110. Mai erau doar 10 minute până la final. 10 minute. Și Zinedine Zidane ar fi ieșit de pe scena istoriei glorios. Aplaudat de toți pentru o carieră fulminantă. Doar că în minutul 110 s-a întâmplat ceva care a șocat o întreagă lume. În momentul ăla se uitau la televizor, la acel meci 2,5 miliarde de oameni. 2,5 miliarde de oameni se uitau la meci. Și în momentul ăla, sub un, un, un impuls al furiei necontrolate, Zinedine dat l-a lovit cu capul în piept pe Mateo Materati, da? Marco Materazzi, iertați-mă, atât de tare l-a lovit că l-a doborât și l-a aruncat jos. O omenire întreagă s-a uitat oripilată la gestul de mânie al acestui mare fotbalist. Nimeni nu-și mai aduce aminte de cariera lui, sau prea puțin. Când spui Zidane, știi cu ce ai rămas în minte? Momentul mâniei lui necontrolate. Două secunde au distrus peste 40 de ani de carieră. Mânia noastră ne creează, creează oportunități diavolului. Și ne distruge. Mânia creează oportunități diavolului atât asupra noastră cât și a celor din jur. Am fost de câteva ori la închisoare, se vizitesc pe pușcăriași, pe deținuți, să le predic Evanghelia. Au un prieten care se ocupă cu lucrarea cu deținuții în închisoare. Cei mai mulți sunt acolo din cauza clipe de mânie, necontrolate. L-au ucis, l-au lovit o clipă. E sfârșietor să vezi cum plâng bărbații aia tineri care au 10, 15, 20 de ani de închisoare, pentru că cineva, eu zic, la o bere, bă, făce mai încolo și el, bărbat cu o și-a dus și dat un pumn și l-a omorât. Pentru o clipă de mânie și-au distrus viața. Iubitul meu, mânia ta, mânia mea, nu-i doar ceva scuzabil, ci ceva ce te poate distruge. Străbunicul meu a făcut șapte ani de închisoare pentru o palmă. O să vă ziceți, bă, cine e să dare așa neamuri? Da? Bunicul meu mi-a povestit, străbunicul meu era la o masă și jucau cărți pe bani. Bunicul meu a fost un om foarte... Străbunicul meu și bunicul a fost mă, un om mare, dar străbunicul a zis bunicul că era jumate cât el. Nu știu cum arăta, dar era... Bunicul era mare, tare. Păi că muntele de om, când au văzut că la vrea să-l trișeze, l -o luat de cap și a dat o palmă și l-a omorât. Șapte ani de închisoare au făcut pentru o palmă. Șapte ani. După ce a ieșit, au ieșit, o prins al doilea război mondial și plecat. Mânia creează oportunități diavolului. Uite ce zice Pavel aici. Să nu dați prilej. Știți care cuvânt cuvântul în limba greacă aici. Să nu dai un loc, o cameră. În momentul în care tu te mânii, în inima ta îi faci o cameră diavolului, îl primești chiriaș. Înțelegi? În momentul în care tu te mâni, în inima ta se deschide o cameră în care diavolul se mută chiriaș. Și crede-mă, odată ce îl primești chiriaș, el va fi ca și cuiul pe pelea. Știți povestea tradițională? pe pelea vinde o casă foarte ieftin și ce bă, băieți, uite, vă dau casa asta foarte ieftină, nu e familie, dar mie îmi trebuie numai un cui. Aici, atâta vreau să mai agăț și eu, cât e una alta, mai am o, un cui. Și a zic, bă, un cui. Bă, ok, mă. Ai un cui, ce? Doar că pe vine dimineața, seara, noaptea să-și folosească cuiul. Da? Și deranjează casa și deranjează ritmul casei, că nu are treabă cu tine, dar are un cui la tine, că atâta. Cuiu! Deranjează pe el. De cele mai multe ori în viața noastră, mânia este acel cui al diavolului cu care te vizitează. El nu are treabă cu cine, ești un om extraordinar. Ești o femeie minunată. Dar vine și vizitează cuiul lui și te pornește. E chiriaș în inima ta, în inima mea. De aia când zice Pavel, nu oferiți chirie diavolului în inima voastră prin mânie. Opriți-o la timp. Bun, dar care e soluția lui Pavel pentru a evita să oferim chirie diavolului? Observă ce zice el în 2 Corinteni 2, versetul 10. Dar pe cine iertați voi? Îl iert și eu. În adevăr, ce am iertat eu? Dacă am iertat ceva, am iertat pentru voi în fața lui Hristos, ca să nu lăsăm pe Satana să câștige, să aibă câștig de la noi. Căci nu suntem în neștiință de planurile. Lui. Cum poți să îl scoți pe satan chiriaș din inima ta? Prin iertare. În momentul în care tu ierți, îl dai afară. Scoți afară. Ieși afară, dragi de aici. Cum? Prin iertare. Pentru că în momentul în care ierți, înțelegi un lucru ce? Că ei câștigul diavolului. Te mânii. Și păcătuiești. Și mânia se amplifică. Știi cum ei câștigul diavolului? Iertând. Aleluia. De ce să faci asta? Pentru că tu știi planurile. Tu știi că dacă lași aia să mognească, mânia se va transforma, ură, ura va rupe relațiile, relațiile voastre se vor consuma, indiferent de ce relații vorbim. că la muncă, că în familie, căți în altă parte, înțelegi? Prin iertare îi zgonești pe diavol din inima ta. Și te provocă asta, îi zgonește, îi zgonește chiriașul trăvitor. Dacă ai venit cu diavolul în inimă ca și chiriaș prin mânie, cuiul ăla are în inima ta și vine și îl vizitează din când în când. scoate l afară astăzi! Cum? Prin iertare! Iertând te eliberezi pe tine înainte să eliberezi pe alții. Când ierți, tu ești primul liber. Și apoi sunt alții. Și închei oferindu-vă câteva soluții practice. Puneam că Poți să-ți să dai seama care e mânia păcătoasă, pentru că mânia păcătoasă totdeauna aduce cu ea păcatul. Doi, întotdeauna e greu de oprit, se amplifică. Și trei, să aduce diavolul ca și chiriaș în inimă. Îi faci un loc, la tine acasă, în inima ta, îi dai prilej, îi dai o cameră în inima ta. Și vreau să ne uităm la câteva soluții practice pe scurt ca să putem să luptăm. Și primul lucru. Verifică motivul mâniei întotdeauna. Bă, vrei să te enervezi. <laughs> și ești pe momentul ăla. ia o pauză așa de... Să știi că așa vreo jumate de secundă e suficientă. Dacă înainte să spui ceva, ce oprești o jumate de secundă și te de ce mă enervez? Verifică sursa mâniei tale. Bun, sau ți s temperatura și înainte să-i dai drumul, să o reverși, ea verifică o clipă. De unde vine? care e sursa? E firesc, e duhovnicesc? Ce te revoltă? Este real sau e o părere? De adică ori am văzut oameni enervați până la culme, până și care nu erau adevărate în sine. Doar nu înțeles bine. Doar nu verificase suficient. Doar avusese o preconcepție. Oameni care s-au mâniat înainte de a ajunge la concluziile reale. Doar au văzut o treabă gata, au ieșit aer. Mai n-avea cu cine vorbi. Și Când, dar stai mult te e enervat deja, bă. un moment să verifici, să vezi, real? Eclesiastul 7 cu 9, ține minte versetul ăsta. Nu te grăbi să te mâni în sufletul tău și ascultă de ce. Căci mânia locuiește în sânul nebunilor. Nu o spun eu, o zice Dumnezeu. Cine fuge la mânie, cine pune în prima dată mâna pe mânie, înainte să verifice, e dovada că inima lui e afectată de nebunie. Graba la mânie locuiește în sânul nebunilor. Și nu fi un om care lege mânia în loc să verifici profund. Asigură-te că ai toate datele pe masă. Nu fi un om care leargă rapid la sentimentul ăsta. Imediat explodez, ca imediat fitilul și gata, lua foc. Nu fi așa. Verifică înainte. Stai de vorbă. Vă dau un exemplu. Mi-a povestit fratele Vasile Rosche, fratele a trecut la Domnul în ceva timp, și mi-a povestit un lucru interesant odată, eram la curs, și ascultați, era în autobuz. Și în autobuz era un tânăr care nu se ridica de pe scaun. Apropo aici, surorile care credeți în feminism, să nu vă supărați când domnii secolului 21 se mai ridică în picioare, pentru că se educați de 30 de ani că femeia e egală a bărbatului, nu e mai slabă, nu are niciun motiv să stea pe scaun, dar așa ne educă femeile, că suntem egal, nu există nicio diferență. Deci, dacă vă supărați că nu se mai ridică nici. Domne, de ce ești gentleman? Pă așa ați educa voi, că sunteți egale cu bărbații, în forță, în tot abilități, nu mai e nevoie să se pună el să se pe scaun să vă ofere locul ca unei doamne. Înseamnă că sunteți la fel, comrad. Stai în picioare că ăsta bine. Da? Bun. Așa, pentru ăștia cu feminismul, că nu mai rezist. Uh. Bun, ideea următoarea. În autobuz, în old fashion days, da, când erau oamenii așa, lângă băiatul ăsta tânăr, o doamnă însărcinată să ținea de bar în autobuz în București. Tot autobuzul oripila. Bă, dar ce e ăsta, mă, nesimțit, ordinar? Doamna aia gravidă să stă lângă el și el nu se clintește tot, autobuz, vocifera, mai nu erau să se ducă către, bă, nesimțit, când se oprește stația, omul se dă jos de pe scaun în mâini, că picioarele erau paralizate și în mâini cobor de, de, din autobuz și spune fratele Vasile Rosche, am rămas dăți, moți. Înainte să te mâni, verifică până la capăt. Ai răbdare un pic. Nu să direct în mânie, ca și cum asta e singura soluție. Ia-ți timp să verifici lucrurile. Doi, învață să te controlezi. Învață să te controlezi. Începutul unei certe, proverbe 17 cu 14, este ca slobozirea unor ape. De aceea curmă cearta înainte de a se întâți. Dacă vezi că lucrurile duc într acolo și lucrurile escaladează, calmează-te, disciplinează-te, învață să te stăpânești, să te controlezi. De asta este o condiție a vieții de creștin să dobândești autocontrol? E asta. Că în lista roadei Duhului există și această roadă numită stăpânea de sine, da? controlul, înfrânarea poftelor, da? Știi că există asta în Nu se justifică să, să, să vii la biserică ani de zile, să, fi, să ai pretenția că ești un credincios matur și să nu te poți controla. Să nu știi când să taci. Să nu te poți opri să taci dacă trebuie. Vin oameni la mine la birou și îl rog frumos. Bă, taci un pic, ascultă ce zice laalt. Al -al cum începe zic chiar zice ceva. Bă, taci mă! Nu știu cum să mai zici. Îl scoți afară. Bă, taci mă, aleacă, mă! Oameni care nu pot să tac un minut. Sub presiune te zic, te zic, dar mai taci mă! Tu te poți controla. Știi să te oprești. Să spui frâu gurii dacă trebuie. Frâu emoțiilor. Nu este justificabilă imaturitatea ta și răbuvnirile tale. Noi te tolerăm că te iubim, dar e vremea să crești. E vremea să crești. E vremea să crești. E în parcare. Vă certați că nu nu parca, nu știu cum. Dar e vremea să crești, să ai un pic de răbdare. Mumă, ce? Dar nu, ce-o să facă? Că eu vin la biserică, poate eu greșit, să duc la baie, nu, fugi direct la mașină. Rabdă-l un pic. Noi te tolerăm că te iubim, dar e vremea să crești. E vremea să crești. Da? Verifică motivul mâniei, învață să te controlezi, 3. Cultivă antidotul. Știți că mâniei are un antidot. Spune că lașezi imediat pe el și așa se face. Ca la șocul anafilactic. Știi când ești alergic la ceva și sunt oameni alergici care dacă nu își administrează doza la timp, mor, sufocați. Le se umflă căile respiratorii și acolo se duce. Adio! Și dacă vreau să fost participa în un astfel de scenariu, omul ăla gata, gata că moare, imediat îl și îi dai un, o doză și în câteva secunde, el mă... Uh, și revine. că există tot așa o doză pentru mânie și se numește blândețe. Proverbe 15 cu 1 zice așa, un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră provoacă atâția. Soluția pentru potolirea mâniei este să cultivi în viața ta blândețea. Blândețea nu înseamnă să fii bleg, să nu se lăsgrișe că nu le amestecă. Nu, blândețea e altceva. Și hai să vă arăt un pic. Uite, hai să ne uităm la Moise. Hai să ne uităm la Moise înainte. Moise e imatur. Moise mânia, Moise care nu se poate controla. Citim din Exod 2 cu 12. În vremea aceea Moise crescând mare a, a, a ieșit pe la frații săi și a fost martor la muncile grele. A văzut pe un egiptean care bătea pe un evreu, unul din frații lui. S-a uitat în toate părțile și văzând că nu este nimeni, a omorât pe egiptean și l-a ascuns în nisip. Moise care rezolvă problema cu pumnul. Moise care sub revoltei alege să ucidă. Și să uităm la Moise matur. Moise călide de Dumnezeu. Uite ce e Scriptura numărul 12 cu 3. În contextul în care Maria și Aron săpau sub autoritatea lui și li se părea, bă, dar ce numai cu ăsta lucrează Dumnezeu. Ascultă ce e Scriptura. Moise însă era un om foarte blând. Mai blind? decât orice om de pe fața pământului. Ce titulatură are omul ăsta? Și cum? În viața lui Moise a început să cultive blândețea. Nimeni nu se naște blând. Toți ne naștem mânioși. Blânzi devenim. Cultivând în viața noastră blândețea. Cultiva antidotul. Cultiva antidotul. Pe cei blânzi așteaptă o mare promisiune. Știi ce Și ce zice Domnul Iisus în Matei 5 cu 5? Sper și de cei blânzi? Că cei vor moșteni pământul. Vreau să închei spunându-vă că atâția oameni au fost cuprinși de o clipă, de mânia oarbă. De aceea te provoc astăzi, izgonește chiriașul. Dacă diavolul și-a luat chirie la inima ta prin mânie și te vizitează mereu și mereu, dă la afară astăzi, cum? Prin iertare. Începe să cultivi antidotul. Începe să cultivi antidotul. Începe să cultivi blândețea. Începe să, să te lași cucerit de blândețe și să investești în a deveni un om blând. Asta vreau să fie rugăciunea noastră. Doamne, învață-ne să cultivăm antidotul. Pentru că un, un răspuns blând potolește mânia. O vorbă spusă pe tonul potrivit. O, o, o blândețe manifestată oprește re, acel, acea revărsare, acel tsunami de mânie. Vreau să încheiem și să ne rugăm în seara asta. Și vreau să ne rugăm așa, Doamne, eliberează-ne de mânie. Dacă ești în seara asta aici și vezi că diavolul s-a mutat cu chirie în inima ta și a creat un spațiu care te vizitează mereu și mereu cu mânie și folosește oportunitatea asta, în numele lui Isus de la afară, în seara asta. Se Doamne, în numele lui Isus, te rog, eliberează-mă de el. Scoate la afară din inima mea acum, prin iertare. Doamne, vreau să iert pe toți. Vreau să iert pe toți cei care m-au supărat. Vreau să iert pe toți cei care mi-au provocat indignarea, revolta. Iartă! Iartă! Iartă, iartă azi! Nu zi eu o iertare mâine. Iartă azi! Dacă mai ai ceva de iertat, iartă azi! Că mâine va fi mai greu de iertat. Mânia crește! Se transformă în ură. Aș vrea să ne rugăm pentru asta și vreau să ne rugăm pentru un lucru. Doamne, învață-ne să creștem antidotul. Amin. Ajută-ne să cultivăm blândețea. Ne ridicăm în picioare, ne rugăm și Domnul să ne asculte. Amin.